Nicolae Timiș de la Partidul Mișcarea Populară își dorește să revină la cârma orașului Hațeg, nemulțumit că în ultimii ani localitatea a bătut pasul pe loc din punct de vedere al dezvoltării social-economice, convins că poate contribui concret în crearea și creșterea calității vieții locuitorilor din Hațeg. Nicolae Timiș a depus sâmbătă dosarul de candidatură pentru funcția de primar al orașului, alături de noua sa echipă de consilieri locali. Nicolae Timiș a ales să-și depună dosarul de candidatură pentru primăria Hațeg sâmbătă la orele amiezii. Însoțit de echipa de candidați din partea PMP la funcțiile de consilier local, Nicolae Timiș s-a prezentat la circumscripția electorală a orașului Hațeg, amplasată în incinta modernei primării pe care el a construit-o în timpul uneia dintre mandatele sale. Vin la primărie pentru că simt nevoia sau orașul simte nevoia de o resetare. Orașul are nevoie de o resetare pentru că a rămas încremenit în timp. Orice cetățean din Hațeg cred că poate să vă spună că în oraș în ultimii ani nu s-a schimbat nimic. Nevoia de schimbare mă face să vin la primărie cu gândul că vom putea să realizăm multe proiecte de infrastructură mare de care are nevoie orașul Hațeg și nu numai cetățenii orașului Hațeg. Și este vorba de infrastructura în sănătate, infrastructura pe utilități, infrastructura în educație și nu în ultimul rând, deși noi primarii nu avem atribuții, este vorba de locuri de muncă. Dar avem posibilități să atragem investitorii în orașul Hațeg, creindu-le facilități. Și asta ne gândim noi, să venim să creăm facilități, să atragem investitori de așa manieră încât tinerii noștri să nu mai rămână toți în centrele universitare unde se pregătesc și să vină acasă. Asta înseamnă muncă, muncă, de dimineață până noapte. Mai aveți putere? Vreau să vă spun că știu la ce mă ham. Am știut din secunda în care m-am gândit să vin la primărie, pentru că cunosc munca, pentru că am experiența necesară și capacitatea și puterea și pregătirea de a face ceea ce am spus mai înainte. Sunt candidat pentru funcția de consilier la primăria orașului Hațeg, îl susțin pe domnul Nicolae Timiș și vrem să fie lucrurile cât mai clare și într-o direcție foarte bună pentru oraș, pentru cetățeni. Sunteți tânăr, de când faceți politică? De vreo 8 ani de zile, aproximativ. Mă implic în comunitate cu tot ce pot, ajut cu idei, cu lucruri fizice, cu tot ce pot. Pe lângă seniori, în echipa de consilieri locali selectată de Nicolae Timiș a găsit locul și un tânăr în vârstă de 26 de ani. Candidez pentru funcția de consilier, îl susțin pe domnul Timiș, care este pe cep undeva, și vrem să aducem ceva nou în acest oraș, micuț, dar cu potențial mare. Vrem să evoluăm din toate punctele de vedere. Îi doresc să ajut cât pot de mult să vină tinerii înapoi în oraș, că, după cum știți, în orașele mici cam începe lumea să plece, deoarece nu sunt locuri de muncă suficiente și dorim să reîntoarcem lumea acasă, și din orașele mari și din țările vecine, alăturate. Eu am terminat facultatea, da, sunt tânăr, am 26 de ani, sunt relativ nou în politică, am terminat facultatea de științe politice la UBB, în Cluj, și doresc să evoluez din acest punct de vedere.